Hai, noroc, băieți, bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal, băieți. Un episod din seva să preferată de Sump. După cum bine știți, am promis că o să băgăm un nou update destul de interesant și uitați că a venit cu puțin întârziere deoarece am vrut să-l băgăm de ieri. Dar ai văzut ce ți-am scris ieri pe Discord? Pământ down, filmez după. Cu o mică întârziere, dar am vrut să-l testăm foarte, foarte bine, să nu se creeze vreun bug. Așa că, băieții, a venit, o să schimb noi GotoBiz 13 și să mergem. Nu știu dacă ați din titlu sau nu, este vorba de coin flip. Dacă o să vedem că pierdeți foarte multă avere și vă lăsați de Sump, probabil o să dezactivăm acest sistem. Nu vă recomand, uite că jocul de am accept, coin flip 14. De ce am băgat acest sistem? Acest sistem a fost implementat din cauza faptului că foarte multe țepe se dădeau pe server, jucați dice pe bani, noi nu răspundeam de bunul respectiv, așa că ne-am gândit să băgăm un sistem ceva de genul ăsta. E același sistem ca la 3, doar că puteți... hai să vă arăt de fapt, ca să nu vorbesc mult și degeaba. Stai blot că jucam, bun. Hai să-i pun și eu, dar n-am 50 de milioane, o să-i pun... Cred că o să-i dau bani înapoi lui Down dacă mă bate. Așa că o să pun eu un 2 hidden-uri. Acceptă că ți-i dau înapoi. Dacă mi-a hidurile nu mă interesează. Bun. Înainte să dați pe pregătit, bă, citiți foarte bine ce vă acordă. Așa că mie îmi convine să dau să-mi cer norocul pentru 2 hidden-uri și el pe 50 de milioane. Am apăsat la pregătit, avem mai 10 secunde la dispoziție să ne răzgândim. Dacă vreți să vă răzgândiți, apăsați acolo, bine, am apăsat puțin cam târziu. Și aici sunt 10 etape în care se învârte coinul, fisa, moneda, cum vreți să-i ziceți. Și la 1 o să zică cine e câștigătorul și câștigătorul a fost Răduc. Nu, ce prost sunt, m-am bucurat degeaba. Dar m-a câștigat, Bă, cam te-am bătut, da, m-a rupt, accept, nu vreau să mai joc, o să vă las pe voi, dar de fapt hai să mă joc sau... Hai mă, accept, coin flip, 91, nu mă lasă. Bă, accept coin flip, eu am scris coi, hai că nu-ți retardat băieții, stați calmi. De ce toată lumea îmi dă mie, adaugă, hai să, ce skin am? Bă, nu vă dau skin-ul meu, o să vă dau... 23 de milioane, pune mai puțin boss-uri, o să-ți dau un hidden 1. Pune 5 caca. Oare cum puteți să negociați? Sau dacă vreți să jucați bani pe bani, merge, dar 6 caca puți. Gata, boss, dacă mă bate, mă bucur foarte mult pentru el, lasă să-mi ia hidden-ul și așa nu am nevoie. Iar dacă o să câștig, nu știu dacă o să-i înapoiez banii, pentru că nu ar fi ok față, sau îi dau înapoi pentru 6 milioane. Hai să vedem. Mă mai gândesc, nu știu dacă să-i dau, probabil o să-i dau. Nu vreau, vreau mai mult să vă arăt cam cum se face. Lămâiță 3, bun, ID 0. Hai să vedem, 0. Ați, Johnule, 6 milioane puternice. Hai să facem poză cu băieții. Bă, sper să vă placă update-ul, nu știu ce părere aveți voi. Hai pe 15, caca. Aolo. Hai să mă duc eu la bancă. Hai pe 15, caca. Hai pe 6 să câștigi. Să ți-i dau înapoi. Coin flip 0. Am testat destul de bine sistemul, sper să nu se creeze vreun bug sau ceva. Ai din nefrit, a intrat băiatul meu, a ieșit deja, cred că l-a ban. Ia. Am văzut aici că a dat cu coda, a omorât două persoane. Trebuie să facem și ceva la anticitul de dat wanted. O să băgăm cât de repede putem. Știu că e foarte... A închis? Dai 0. Nu dai, ce prost sunt. Coin, accept, coin flip 0. Coin flip 0. Da, pare băieții se plictisează destul de mult, așa că au venit să dea cu trollerino. Nu e nimic deplasat din punctul meu de vedere, m-am obișnuit cu tipul ăsta de mentalitate și cu suferințele. O să dăm pregătit și așteptăm 10 secunde. Hai, boss. După aia terminăm și quest-ul, să vedeți, să vă arăt o mică chestie, cam câți bani am făcut eu din quest. ID Chipec. Spec 126. Nu, tot nefrit. ID nef. Spec 9. Hai repede, boss, cred că o să se ban 9-0 cheats. Îmi pare rău că nu i-am luat IP-ul, trebuia să iau... Cine a câștigat? Bă, nu știu cine a câștigat, mi-a luat banii? Da, cred că i-a câștigat el. Bun, a câștigat, mă bucur, ia mă înapoi a banii, ceea ce este super bine. Am 1.800.000 băieții și dacă vă interesează de unde am GotoBiz 13, acest 1.800.000 i-am din quest și încă nu l-am terminat. Hai să dăm noi start quest, să terminăm și quest-ul. Sper să se audă bine melodia de pe fundat și sper și eu să mă aud bine.
Bă, mă aud bine, dar nu mă aud mai bine ca înainte, pentru că îmi puneam puțin noise reduction și scoteam zgomotul de pe fundal. Dar acum e mult mai ușor să filmez și am văzut că nu se mai vede la fel de pixelat. Start Quest, băieții, nu e foarte frumos în coaja asta de mașină și mergem repede să colectăm cele două sau trei, cred că mai am, înghețături. Mai am o înghețată, două înghețate, trei. Bun, perfect. Le colectăm noi foarte repede și după aia, băieții, astăzi o să facem un live. De astăzi, inclusiv, o să începem o serie de live-uri zilnice. Cred că o să încerc eu să fie cam la aceeași oră, pentru că vreau poză. Gata, boss. Progres 28 din 30. Salute. Deci, din 28 de înghețate livrate, am făcut 1.9 milioane, ceea ce e super bine. Filmezi, da. Le faceți destul de ușor. O să vă demonstrez la final cam cât luați. Stai să mă suim mașina, să nu mă teleportez fără ea. Mă teleportez repede și la spawn. Luăm și înghețata asta și mai avem una și terminăm. O să dau și un get gift și în total o să vedem câți bani câștigăm. Înainte să încep quest-ul ăsta, mi-am setat banii pe 0 ca să vedem progresul de la final. Acum dacă iau undeva la 62k, o să am fix 2 milioane doar din livrat. Dacă îmi dă 62k, îl pup pe portofel. Ia să vedem. Bă, am văzut un meme pe Junimea, mi se pare. Era un mafiot rank 6 bala, nu știu exact cine e, din ST, ceva cu Sene, cred că îl chema, și a pus mimul pe Junimea și am văzut că era la noi pe server, respect frate. A pus încă 5 secunde. Ia să vedem noi, de fapt n-am cum, credeam că e lider, da. Hai să vedem. Cât mi-a dat? Vreau să-mi 43k, n-am făcut, dar mi-a dat slab rău de tot, doar 1.100.000, 3 puncte premium, 100 de bullet points și 100 de gift points. Bun. Deci 3kk bani doar din quest și n-am avut bulan, pot să zic. Cf fraiere Edison buguit. Așa, acum să dăm și un open gift. Faceți foarte repede punctele la gift. Și dacă vreți să vă apucați în perioada asta, pentru că știu că foarte mulți terminați cu școala, medii, examenele alea, vreau să vă arăt cam cât de repede să fac banii open gift. Hai să vedem ce luăm și aici. Bă, eu sper la 10 milioane hidden, 3 milioane, bă, și 3 milioane sunt bune, 3 cu 36 lejereanu hidden, 5 milioane, nu știu de ce a pus 5 pe step și n-a pus doar 10, ca să vă țin așa mai mult în suspans. Hai, 3 milioane, bă, da, 6 milioane dintr-un quest și dintr-un gift, eu zic că e bine și îl faceți cam într-o oră, mai strângeți un punct 2-3, adică un payday 2-3 și mai dați odată open gift și e super easy. Filmăm de aproape 8 minute, ceea ce e ok. Cred că mai ținem puțin, ne mai încercăm norocul de câteva ori. S-au băgat mai multe chestii, băieți, s-a rescris sistemul de bani, s-au rezolvat câteva buguri. Tot update-ul găsiți pe forum. Nu știu exact, dacă nu uit, eu să vă pun link. Tot 3 milioane, da. Na, pare n-am îți pică pupui, era bine dacă pica pe dacă picau PP-uri. Da. Băieți, cred că cam atât cu acest video. Sper să vă placă. Am zis că ne vedem la un live stream puțin mai târziu. Sper să nu fiți foarte obraznici cu coin flip-ul ăla, pentru că nu vreau să vă pierdeți prea multă avere. Dacă considerați că nu sunteți foarte norocoși, vă recomand să nu vă duceți acolo, să vă lăsați de SAM sau de server dacă vă pierdeți averea. Bine, unii o să fie fericiți că unii o să câștige, logic. Și să știți că vă zic de pe acum, nu există niciun bug, niciun hack, nimic la CoinFlip sau la Barbut, e strict bulan, serverul alege, e random, nu știu dacă înțelegeți, e efectiv random. Băieții, cam atât cu acest video, sper că v-a plăcut, sper că vă place foarte mult noul update, chiar mi s-a părut interesant, stați aproape că mai vin update-uri, după cum vedeți, minim un restart cu un update pe săptămână, minim. Ia să le văd ce mașină am, am și eu un BF. Bă, știi ce, ia hai să facem și noi și un giveaway cu buff-ul ăla, decât să-l țin degeaba acolo. Cine strânge cele mai multe like-uri la comentariul lui de la acest videoclip, indiferent poză, da, boss, indiferent de comentariu, poți să zici că o fupe măta sau ceva de genul ăsta, nu știu dacă trebuia să înjur, și strângeți cele mai multe like-uri, câștigați buff-ul. Nu uitați să vă scrieți numele acolo. Cam atât cu acest video, eu am fost Radu și ca de obicei, vă pupă fratele, pa!